Bună ziua, astăzi 15 mai, pregătesc stupii pentru plecare în pastoral, i-am scos caturile, mai am la câțiva pe aici, așa doi mai am starter, dar nu starter, finisoare, dar le mut în starter că-s căpăcite, dar nu asta vreau să vă arăt, vă arăt să-l cămașul meu, nici anul ăsta nu m-a dezamăgit, nu știu de cât se vede, deci am florit. Deci asta înseamnă că peste, am aici doi, ăla din capăt, asta și cu asta de aici, care florește cu câteva zile, vreo 4 zile. Trebuie să vă arăt și la mai frumos de acolo. Domnul Mircea, vezi, sălcămașul a înflorit la mine. Asta înseamnă că cam în 4 zile, 4-5 zile, maxim 5, dacă dorește să alcămăm peste tot. Deci, nu știu dacă vezi, la fel și aici am florit. Nu știu cum să-l prezint eu, dar așa cum l-am prins, uite aici, sălcămaș care îmi spune mie, îl vezi? Atât. Bun, și acolo la fel, sus, e super. Azi mă ajută și soția, în stupină. Așa, am pregătit stupii. Albinii sunt foarte cuminți, chiar mă mir de cum pot lucra azi, nu mă băzi nicio albină, nimic. Avem de lucru, scoate în caturile, uite, o mită albinuța, mă băzi, doar una, doar o albină, aia ce bine. Liniște totală. Acum sunt două variante, ori o stropită ăștia pe aici și mai muri din culegătoare, ori au ceva cules. Ia să vedem și cântarul. Deci am reușit și am adus la 35 de kilograme. Deci cântarul, cum l-am egalizat acum două zile, e la fel. Deci, cred că bagă ceva nectar cât mănâncă ele. Deci nu e minus deloc. Deci e foarte bine. Deci se vede, da? Cum l-am egalizat, așa e. Identic. Cât papa ta bagă. Ok. Aici am nucleașă, legile împerecheate, da, sănătate și o zi plăcută.